Salutare lumea, sunt Damian și bine ați venit la un nou episod de pe acest canal. Mi-a dat o eroare și n-am putut să filmez atunci când îmi dădea premiile și să vă arăt că am ieșit gol 3, dar vă dați seama din pachete. Suntem alături de Dario. Salut! Și filmăm pe opening, avem aici 2 mega pe curs și un rar player spec. Sper să-mi pice și mie ceva bun. Obiectivul este să scot, să fac 140 de K, deci mai trebuie 75. 74, mai exact. Pe tu după... câți bani mai ai cu acum? Eu am 66 acum. Ah, am înțeles, 30 ceva. 60. Păi da, aveam 37, 36, înainte să mi dea pe ăstea 30 de la FUT Champions. Păi e greu, mă. Păi de ce? E greu. Să fac 80 de K? Pic 83, 84 și din ăla poate pică 85, așa mă. Cine știe. Bă, Team of the Week e bun, adică are ce să-mi pice. Hai să vedem. Bă, păi astea sunt cu Ronaldo tot, n-ai ce, ok. Deschide mega pe costa din mijloc, hai să vedem ce ne pică. Controllerul jos, parcă vezi că nu e nici boards, ba da, e boards, e billboards, boards down. Spaniol, QAM, de la Inter, Borja Valero. Valero. Mă, care borz? 83-84 spică. Așa mi-a picat. O, și cu Arejman, în același spec, tot de 83. Extraordinar. Acum voi deschide mega, vei cu și ies din Ultimate Team. Fraților, pentru că poate așa am și un noroc. Trebuie să ne mai pice și nouă ceva. Nu numai lui Dario să-i pice cross in form și toate alea. Toate bolele. Zi-mă ce să deschid acum, rar player spec sau mega pack? Rar. Dacă spica Pogba, mă las. Fii atent că ai zis-o. Doamne ajută. E billboards. Nu e in form. Argentinian, cam... Nu, păi știi că putea să fie Dybala. Banega. Nu, nu e Dybala. E Banega. Deci îmi pică ce? Și îmi pică... Ce? Tu te-ai enervat înainte să îți dea ce jucătorie? Da, poate îmi dădea Dybala. Tu... Bă, mi-am picat, fii atent, 2-83, 1-80 și 2-82. Tot e slab. Hai mă, frate, ceva cu mega pe cu ăsta, hai mă. Nici buzne. Hai mă. Te rog, te rog, dăm ceva. Te rog, dăm ceva. Nici buzne. Nici buzne. Te rog, dăm ceva. Tu te dracu cu Dario, ești cel mai prost copil din lume, eu nu mai vorbesc cu tine. Nu mi-a dat nici băcar boards. Mă, olo, frate, dar nimic nu mi-a picat. Incredibil. M-ai blestemat, Dario, de când ți-a picat cross ăla, nu mi-a mai picat nimic. Nici Godin. Da, care e untradeable, mare chestie ce-am făcut cu el. Deci niciun boards. Niciun de ăsta, niciun knockout. FUT Champions-ul ăsta. Din păcate, nu știu dacă fac 140 de K. Nu faci tot asta. Faci vreo 30-40 de K din jucător, max. Da. Bine, mai vezi cât un silver, ca poate mai e vreun... Dar nu, cred că nici n-am niciun silver. Da. Mai vezi că poate e vreun jucător, nu știu cât. Tu știi că s-a făcut CBC-ul ăsta? Să-l iei pe ăla roz, nu știu cum. Felaini. Păi da, vezi că eu nu mă mai bag pe chestii de astea, că e prea scump, frate, 50 de K. Nu Felaini, mă! Cine? Ăla de 5K, CBC. Cat. Chet. Cine, mă? Stai așa că zic acum. Bă, fii atent! Dar ce-i ăsta cu Manchester? E, costă 7K și-ți dă un de ăla. Un mega pack? Un mega pack. Tradable. Hai fraților,
Aici o să gândim și noi episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Damian, el a fost Dario. Nu mi-a picat nimic, din păcate. V-am pupat, pa, pa. Pa, pa.